Astăzi vă propun să discutăm despre rolul coachingului în vindecarea leucemiei. O am lângă mine pe invitata mea, Monica Bunaciu, membru al Academiei Române de Coaching și absolvent al Academiei Române de Coaching. Doamna se ocupă cu coachingul, este coach. Și aș vrea să ne spuneți, doamnă, știu că dumneavoastră faceți terapie cu bolnavi, dar în același timp ați fost și în postura de bolnav. Care sunt rolurile personalului medical și al medicilor în vindecare, dar vreau să vorbim puțin și pe partea de coaching. În procesul de vindecare există mai mulți participanți. Contează foarte mult ca pacienții să beneficieze de terapiile corecte și de asta se ocupă medicii și personalul medical, adică medicii au rolul să găsească terapia adecvată tipului de patologie, prin urmare nu trebuie să intervenim noi cu idei citite de pe net sau nu știu de unde, ci să-l respectăm deciziile. Personalul medical are rolul de a pune în practică terapia. Deci asta intră în cei 30%. Apoi 60% ține de fiecare persoană, de parcursul pe care îl avem în procesul de vindecare. Ce este coachingul? De fapt, nu facem terapii, facem coaching. Asta înseamnă că îi acompaniem pe pacienți în procesul de vindecare. Cum? Ajutându-i să își regleze toate traumele care au dus la această boală, astfel încât să trăiască cât se poate de fericiți, relaxați și să intre în funcție procesul de autovindecare, de fapt. Vreau să-mi vorbiți un pic despre dumneavoastră. Despre mine pot să spun că am avut leucemie limfoblastică acută, descoperită în 1994. Am făcut 2 ani de chimioterapie, radioterapie, transplant și, de fapt, înainte de a face transplant, am ajuns în fază terminală. Pe vremea aceea nu erau condițiile de astăzi. Apropo de condiții, aș putea preciza faptul că nicăieri în lume nu sunt doar condiții extraordinare. Deci am văzut spitale în Franța, am văzut spitale în Italia, care sunt sub nivelul anumitor spitale de aici. Deci nu este neapărat adevărat că nu sunt condiții în România. Medici buni și medici mai puțin buni sunt și în țară, sunt și în străinătate. Dacă e să ajungem la un spital în străinătate unde dăm peste un medic foarte, foarte incompetent, degeaba am plecat, adică mai bine ne tratăm aici. Există cazuri în care trebuie să ajungă în străinătate pentru că nu sunt medicamente sau pentru că sunt niște trial-uri. Există niște excepții, când într-adevăr trebuie să se ajungă la o anumită clinică. Dar altfel, în ziua de astăzi, leucemia poate fi tratată și în țară. Revenind la mine, deci am ajuns în fază terminală declarată de mai mulți medici din mai multe țări și atunci am realizat că în procesul de vindecare este foarte important să faci pace cu tine și să-ți dezvolți anumite aptitudini. Aptitudinea de a iubi necondiționat, aptitudinea de a nu-i judeca pe alții, aptitudinea de a fi recunoscător. Și aici aș preciza faptul că este foarte important să înțelegem că în momentul în care noi detestăm pe cineva, acest sentiment este al nostru. Acea persoană s-ar putea să n-aibă nicio idee despre faptul că noi îl detestăm sau să nu-i pese. Prin urmare, toate sentimentele pe care le avem le găzduim în interiorul nostru și ele creează anumite reacții în organism. Există o tehnică, se numește Ho'oponopono, care de fapt se bazează exact pe repetarea a 4 cuvinte. Și anume, îmi pare rău, iartă-mă, îți mulțumesc și te iubesc. Și s-a văzut că, repetând aceste cuvinte la infinit, multe persoane se pot vindeca. Foarte interesant. Spuneați despre faptul că în spatele bolii există, de fapt, niște cauze psihice.
Care, din experiența dumneavoastră cu bolnavii, bănuiesc, discutați cu ei, care ar putea fi aceste cauze? Ce facem noi ca să fim predispuși să ne îmbolnăvim? Ce facem noi greșit? Nu neapărat greșit. Fiecare om face ce este cel mai bine pentru momentul respectiv. Nimeni, cel puțin eu n-am cunoscut până acum niciun sfânt care să nu aibă, care să nu greșească sau să nu aibă defecte. Nu există așa ceva. În schimb, pentru ca să se dezvolte o formă de cancer, cancerul ce este? Leucemia ce este? De fapt, pe sistemul imunitar, pe sistemul de protecție, există niște celule care se multiplică la infinit. Ele nu mai știu să moară după un anumit număr de multiplicări. Se multiplică pur și simplu și se dezvoltă. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că se unesc mai mulți factori. Pot fi, poate fi vorba de poluare, poate fi vorba de alimentație, poate fi vorba de mulți alți factori, dar unii dintre factorii majori sunt stresul și sentimentele negative. În 20 de ani de când mă ocup de pacienți, iar acum 20, deci eu am făcut transplantul în 1996. Au trecut 21 de ani de când sunt în remisie. Ei, de atunci am încercat să studiez și să aprofundez acest concept. De ce? De ce unii trăiesc și alții mor? Ce anume face diferența? De ce eu în fază terminală, cu o leucemie, cei care știu medicină, medici pot să ateste faptul că la o leucemie limfoblastică acută cu celule T, cu limfocite T, șansa de vindecare este extrem de mică, mai ales acum 21-23 de ani. Era extrem de mică, practic era foarte probabil să nu reușesc și totuși am reușit. De ce? Sunt alți pacienți care au 90% șanse de vindecare și care mor. De ce? Mi-am pus ani de zile, mi-am pus întrebarea de ce, care este diferența? Sunt foarte mulți care trăiesc și se culpabilizează, pentru că nu înțeleg de ce ei trăiesc și alții nu. Este un proces psihologic. Și atunci am ajuns la concluzia că persoanele care se îmbolnăvesc de leucemie, în general, sunt ori foarte orgolioși, ori foarte justițiari. Sunt oamenii care vor numai dreptate, vor să fie totul drept. Ori în viață nimic nu este ori alb, ori negru. Mai există și nuanțe de gri pe care, din păcate sau din fericire, trebuie să le acceptăm. Sunt persoane care au conflicte cu alte persoane sau cu ei înșiși. Apropo de conflictele cu alte persoane și cu ei înșiși, este de discutat, în sensul că dacă mergem, de exemplu, cu mașina și cineva ne taie calea, și noi înjurăm. Cel care ne-a tăiat calea știe că noi l-am înjurat, adică a auzit, l-a afectat cu ceva în jurătura noastră? Nu prea. Deci în jurătura, răul a rămas în exact, noi. Deci în jurătura și sentimentele de furie și de nervozitate sunt ale noastre. Ura este a noastră. Deci este inutil să ni le dezvoltăm, pentru că oricum nu vom face o lume mai bună transmițând agresivitate. Vom face poate o lume mai bună sau cel puțin lumea noastră mică va fi un pic mai bună dacă încercăm să vedem lucrurile pozitive din viața noastră. Ce anume ne poate ajuta să mergem înainte? Pentru că dacă o să vedeți, oamenii care stau tot timpul așa și cu privirea în pământ și se tot gândesc la tot ce a fost neplăcut în viața lor sau toate conflictele sau toate problemele pe care le au, o să meargă tot așa și nu o să mai știe să zâmbească, nu o să mai știe să se bucure, n-au cum să vadă ce este frumos în jur. Nu au cum, pentru că ei se uită doar în pământ. În schimb, dacă te îndrepți și respiri și spui ok, este o pasă proastă, trec și peste asta. Să vedem care sunt soluțiile. De fapt, ideea este să schimbăm un pic optica. Realitatea nu putem schimba neapărat imediat. Adică boala este, ok, ne-am îmbolnăvit, ok. Este crucea pe care trebuie să o ducem noi. Și acum ce fac? Stau și plâng și mă gândesc, vai, dar de ce? Dar ce nedrept e? Dar de ce mie? Că eu n-am făcut, că eu nu am drept, că eu sunt un om bun, că eu sunt... Sau
te ridici, respiri și spui, ok, asta este realitatea, care sunt soluțiile? Îmi găsesc un medic în care să am încredere și îi urmez toate instrucțiunile ca literă de lege. Și îi las, îi pasez lui problema asta cu sănătatea. Dacă nu este convins un pacient de la început, de la internare, nu este grav, poate să ia a doua, a treia opinie. Dar la internare, nu după ce începe tratamentul. Sau mă rog, dacă începe tratamentul și s-a greșit și consideră că trebuie să meargă în altă parte, dar lasă medicul să își facă meseria. Pentru că dacă tu ca pacient nu respecti deciziile lui și începi să îl contrazici, începi să vii tu cu alte terapii, în străinătate, de exemplu, dacă vine un pacient și spune că nu vrea terapia aia, că vrea alta, medicul îi spune, ok, du-te și fă-ți altă terapie în alt spital. Este dreptul pacientului, nicio problemă, dar nu-i pretinde tu unui medic să-și asume responsabilitatea deciziilor tale. Fiecare om are responsabilitatea deciziilor proprii. Putem considera astfel că atitudinea este ceea ce diferențiază pe cei care se vindecă de cei care nu se vindecă? Este un factor important, nu este neapărat singurul. Ce alți factori mai sunt în joc? V-am spus, 30% ține de procesul medical. Într-adevăr, trebuie să ai un tratament bun, să ai un medic care să știe exact, să ți se facă niște analize complete și corecte, astfel încât să ai un diagnostic cât se poate de precis și asistentele să respecte indicațiile medicilor și așa mai departe. Aceasta sunt 30%. 60% depind de modul în care noi ne proiectăm, modul în care noi ne construim, modul în care noi accesăm la procesul, așa spus, așa numitul proces de autovindecare. Pentru că, da, există un proces de autovindecare, dar asta nu înseamnă că ne uităm în oglindă și zicem, ok, eu nu fac nimic și stau acum și mă vindec. Și nu fac nimic, pur și simplu. Stau numai și aștept să mă vindec. Nu funcționează așa. Adică trebuie să făcuți niște pași, trebuie să facem pace cu noi înșine pentru toate sentimentele pe care le-am găzduit, toate sentimentele negative pe care le-am găzduit. Trebuie să facem pace, adică este bine să facem pace cu cei din jur, cu cei cu care ne-am certat, să înțelegem că fiecare are limite și că poate au reacționat așa pentru că ei au niște limite, nu neapărat pentru că aveau ceva personal cu noi. Este important să învățăm să ne schimbăm optica și să vedem lucrurile frumoase din jurul nostru. În loc să ne concentrăm pe toate știrile negative de la televiziune sau pe firmele de groază sau firmele de acțiune în care tot există o nuanță importantă de agresivitate, pentru că în momentul în care noi ne ocupăm creierul cu agresivitate, vom deveni mai agresivi. Există și oameni care nu se vindecă. De ce unii oameni nu vor să se vindece? Pentru că există oameni care sunt atașați de dorința de a suferi. Există un mare beneficiu al pacientului. Oare care ar fi? Ce părere aveți? Nu știu, dumneavoastră să ne spuneți. Un pacient, în momentul în care se îmbolnăvește, ce se întâmplă cu el? Trebuie să facă o terapie. Da? Suntem de acord. Prin urmare, are un concediu. Deci, are o pauză de la servici, nu mai există probleme legate de colegi cu care poate nu se înțelege. Nu mai există probleme de proiecte, de credite, de mai știu eu ce. În general, de partea financiară se cam ocupă ori soțul, ori soția, ori părinții, ori cineva. La majoritatea. Există excepții, bineînțeles, dar în general, de partea materială și de partea logistică se ocupă familia. Suntem de acord, da? Ok. Și ce se întâmplă? El are foarte mult timp. În plus, are atenție. Are atenția tuturor. Toată lumea își va face timp pentru el. Toată lumea va roi în jurul lui. Repet, există excepții, există oameni care sunt singuri, am văzut oameni singuri. Însă marea majoritate atrag atenția, atrag
compasiunea. Atrag sentimente de dragoste. În general, oamenii care fac acest tip de patologie și care au nevoie să stea foarte mult în spital, sunt oameni care au fost privați de... au fost privați. De fapt, familia nu și-a arătat dragostea, nu și-a arătat respectul, nu și-a arătat sentimentele pozitive. Este omul care totdeauna a făcut ce a trebuit. N-a făcut neapărat ce făcea plăcere, ce îi făcea plăcere lui, ce făcea plăcere celor din jur. Făcea ceea ce trebuia. Repet, erau oamenii orgolioși, oamenii justițiari, oamenii care vorbesc despre trebuie, oamenii care vorbesc despre acum și nu mâine se face. Deci sunt niște lecții care se învață în toată această perioadă. Deci oricât de dur ar părea, există niște beneficii. Niște oameni foarte stricți. Stricți, dar în sensul, putem fi stricți în sensul de organizați, ceea ce este o calitate. Dar în momentul în care suntem rigizi, este cu totul și cu totul alt. Există o nuanță care face diferența între ceea ce este constructiv pentru noi și ceea ce este destructiv pentru noi. Tot pomeneați despre familie. Are familia vreun rol în vindecarea bolnavului sau dacă are, care ar fi acela? Ce poate face familia ca să ajute bolnavul să se însănătoșească sau măcar să-și amelioreze boala? Familia este foarte importantă. Ea este responsabilă cu tot ce înseamnă logistică. Deci ei trebuie să se ocupe de tot ce înseamnă logistică. În plus, le oferă dragostea și sprijinul și suportul moral. Problema intervine în momentul în care aparținătorul încearcă să-l înțeleagă pe pacient și pacientul vrea să fie înțeles. Este imposibil, pentru că atât timp cât nu cunoști un lucru, nu poți să-l recunoști. Nu ai cum. Atât timp cât nu ai trecut prin acea boală, n-ai cum să înțelegi cum se simte acel pacient. Nu ai cum să înțelegi că la un moment dat pacientul e atât de nervos, atât de agitat și de agresiv, încât dacă pune un pahar aici, îl enervează, dacă îl pune aici, îl enervează. Deci orice ai face. Și faptul că respiri îl enervează. Dar nu depinde, nu este o furie adresată neapărat persoanei care este lângă pacient. Este o furie pe care nu știi cum să o gestionezi. Este o furie dată de medicamente, de boală, de procesul psihologic prin care treci. Este un proces extrem de greu. Nu este ușor să fii pacient. Este extrem de greu și mai ales când știi că ai o boală importantă, gravă, de care auzi. Mai sunt și istorii de genul că de leucemie morți sau că nu se poate vindeca, ceea ce este o aberație. Dar în momentul în care tu ești pacient și ți este frică, tendința să crezi toate nenorocirile este foarte mare. Asta este motivul pentru care eu și alți foști pacienți încercăm să mergem cât de des putem în spitale ca să le arătăm oamenilor că se poate, adică suntem în carne și oase, nu suntem stafii. Pot să aibă toate documentele noastre medicale de la medici, deci există o dovadă a faptului că existăm, că suntem reali și că se poate până la urmă. Deci orice formă de cancer, eu am fost în fază terminală. Deci eu nu mai pot accepta de la cineva să-mi spună că dacă ești în fază terminală, gata, ești mort. Ok, acolo nu se mai poate face nimic, dar poate că în altă parte se poate. Și dacă nu s-ar putea, și dacă într-adevăr sfârșitul e acela. Consider că acele ultime zile sunt foarte prețioase și mai bine să ai speranța, să încerci să faci ceva, să cauți soluții. Căutând soluții, este foarte probabil să le găsești. Dumneavoastră sunteți coach, lucrați cu bolnavi. Vi s-a întâmplat vreodată ca cineva să vină la dumneavoastră să vă ceară ajutorul și mai apoi să vă izbiți de rigiditatea acelui om? Un coach are misiunea de a acompania pacientul sau clientul în procesul lui de dezvoltare personală. Un coach nu va judeca niciodată un client sau un pacient. Dacă un pacient nu vrea să vorbească cu mine, este libertatea lui. Cine sunt eu să-l judec? Are procesul lui. Nu pot să spun că ceea ce am trăit eu este cea mai grea experiență a unui om. Eu am putut să o duc. Eu am reușit.
Poate altcineva în locul meu n-ar fi reacționat la fel, poate n-ar fi reușit. Dar eu nu știu ce traumă are persoana din fața mea. Eu pot doar să-l ajut ca să-și găsească propriile soluții. Dacă el vrea sau nu vrea, este decizia lui, pentru că consecințele sunt suportate de el. Da? Trebuie să-și asume consecințele. Deci eu pot să-l acompaniez, pot să-l ajut, există disponibilitatea mea, apoi dacă își dorește acest lucru, este perfect, eu sunt aici, sunt prezentă și fac tot posibilul, dacă nu își dorește, este o decizie la fel de bună și eu am datoria să o respect. Așa este, bineînțeles, dar mă refeream la situația în care omul arată bunăvoință venind la dumneavoastră, iar apoi îl pierdeți pe drum. Nu cred că există așa ceva. Nu n-ați întâlnit? Nu știu ce înseamnă a pierde pe drum. În momentul în care însămânțesc ceva, ori acea sămânță moare, ori acea sămânță va încolți și va produce. Deci misiunea mea, cum am spus, eu nu judec. Un bun coach nu judecă persoana din fața ei. Un bun coach îl ajută să-și găsească propriile resurse. În momentul în care pacientul și-a găsit propriile resurse, este imposibil să nu funcționeze, pentru că sunt resurse și soluții adaptate lui. Sunt soluțiile lui, nu le-am implementat eu. Fiecare om este o comoară, fiecare om este foarte important și fiecare om are capacitatea de a face lucruri minunate. Apoi trebuie să-și dorească sau nu. Și ceea ce este foarte important este să-și asume deciziile de a face sau nu un lucru. Cât la sută este vorba despre implicarea coachului, despre misiunea lui și cât la sută este vorba despre implicarea pacientului în procesul de vindecare? Coachul se implică 100% și pacientul se implică 100%. Eu nu mă pot implica pentru el și el nu se poate implica pentru mine. Fiecare trebuie să facă absolut tot ce este posibil ca să iasă cât mai bine tot ceea ce face. Atunci explicați-mi, vă rog, cum începe terapia? A venit bolnavul la dumneavoastră, ce faceți? Ce îi spuneți? Ce discutați cu el? Cum se desfășoară terapia cu bolnavul? Dacă vine pacientul la mine, atunci, în general, știe cam ce vrea. Dacă a ajuns la mine, înseamnă că își dorește să facă ceva. Deja este un pas extraordinar. Și atunci căutăm să vedem care sunt soluțiile lui pentru a se vindeca. Ce anume își dorește? Își dorește să se vindece? Sau nu își dorește să se vindece? Cu adevărat, sincer. Pentru că toți o să spună, da, vreau să mă vindec. Dar dacă nu fac nimic și aștept să pice para, nu înseamnă neapărat că ești dedicat și că îți dorești. Și mai este încă un lucru. Aparținători din străinătate au luptat pentru o decizie și anume ca medicii să nu facă, dacă un pacient este în fază terminală, să nu facă tot posibilul să-l salveze dacă există traume mari. E, cu chestia asta eu am o mică problemă. Eu am fost în fază terminală. Eu ca pacient am avut momente când am vrut să trăiesc și momente în care am vrut să mor. Aparținătorii și medicii mă iau în serios în care moment. Dacă m-ar fi ascultat, am fost în comă și am fost paralizată. Da? Deci dacă nu m-ar fi scos din comă, dacă m-ar fi lăsat acolo, aș fi murit. Din fericire, au fost oameni care au luptat pentru mine și au făcut tot posibilul ca eu să ies și să-mi revin. Și mi-am revenit complet. Am scăpat și de parez, am scăpat de absolut tot. Pentru că s-a făcut ceva. Deci nu pot fi, pacienții nu pot fi luați ca și persoane care știu exact ce vor în oricare moment. La un moment dat poate să fie niște senzații de umilire extraordinare. Pentru că există niște analize care sunt umilitoare. Există durere. Există medicamente care au efect și asupra sistemului nervos. Există limfocitele T, de exemplu, pot ajunge la nivelul sistemului nervos central. Și atunci, de unde știm ce își dorește pacientul în absolut orice moment? Soluția pe care eu o propun este să încerce cei apropiați
să îl acompanieze cu foarte, foarte multă dragoste. Și chiar dacă își spun în minte de 100.000 de ori, te iubesc, te iubesc, te iubesc, asta îl va ajuta pe pacient. Și la un moment dat va lua decizia, el va lua decizia, pentru că eu am luat decizia în momentul în care am fost în comă, să-mi revin. Am înțeles. Dar revenind la terapie, în ce anume constă această terapie? Nu este o terapie. Coachingul este o modalitate prin care coachul îl acompaniază pe client sau pe pacient, în cazul meu, pe drumul său în a-și descoperi propriile soluții. De asta este extraordinară meseria, pentru că în momentul în care tu îl ajuți pe om să-și găsească propriile soluții, acele soluții sunt infaibile. Deci ele nu pot să dea greș, pentru că sunt calitățile lui personale. El are puterea, el are capacitatea de a face sau a nu face un anumit lucru. El ia decizia și atunci o asumă. Și ce faceți ca să-l determinați să ajungă la aceste soluții? Ca să-și dea seama că undeva în interiorul lui există rezolvarea. Cum îl acompaniați în acest drum al lui către vindecare? În viață, fiecare om trece prin momente dificile. Nu cred că există un om care în copilărie sau în adolescență sau în orice perioadă a vieții să fi trecut așa ca prin carața prin apă. Nu cred că există. În momentul în care am avut acele dificultăți, la un moment dat am luat niște decizii și niște capacități ale noastre, niște calități ale noastre ne-au ajutat ca să trecem peste acel obstacol. Misiunea mea este să identific și să-l ajut, mai ales pe pacient sau pe client, să identifice care sunt acele calități ale lui care l-au ajutat ca în acel moment să treacă peste dificultate. Pentru că acele sunt capacitățile lui. Nu trebuie să le învețe, nu trebuie să le ia de undeva. Sunt ale lui și sigur va reuși să le reproducă și să le implementeze într-o nouă situație prin care va trebui să treacă cu bine. Aveți exemplul vreunui bolnav care v-a impresionat în mod special? Da. Da, este chiar recent. Este o pacientă la care a fost o situație... Am ajuns la ea exact în ziua în care afla diagnosticul. În ziua în care un pacient află diagnosticul, este atât de bulversat încât orice picătură, orice aduce în plus, varsă paharul. Doar că era o pacientă care a mai avut în familie niște cazuri asemănătoare, iar pentru mine era cumva important să se scurteze procesul de autovindecare. Deci cumva să se ajungă repede la o soluție, astfel încât să nu ajungă în fază terminală sau să ajungă la o depresie sau să ajungă la... Depresiile vin și pleacă. Important este să fie scurte și important este să te ridici. Pentru că și un bebeluș, în momentul în care merge, învață să meargă, trebuie să cadă. Este important să cadă, pentru că doar așa va învăța să se ridice, să meargă mai bine și așa mai departe. Și am mers la această pacientă și am început să-i povestesc despre cauze, despre parcursul în procesul de autovindecare. A fost foarte greu și a fost foarte dureros pentru ea. Însă, după 2 luni de zile, este o persoană minunată, care este plină de optimism, care este bine, analizele i-au ieșit perfecte. A fost și în străinătate și a verificat, pentru că avea nevoie să aibă siguranța și este extraordinar. Deci parcursul acesta în 2 luni a fost extraordinar, extraordinar. Deci sunt atât de mândră de ea și sunt atât și toate sunt doar meritele ei. Deci a avut capacitatea să renască din propria ei cenușă și să renască rapid. În 2 luni, 2 luni este o perioadă extrem de scurtă ca să ajungi la o dezvoltare personală atât de importantă.
Care este procesul parcursului de autovindecare, dacă tot ați pomenit de el? V-am spus mai devreme, procesul este acela de a îți dezvolta sentimentele pozitive, de a te concentra pe soluții și nu pe probleme, de a te concentra pe tot ceea ce tu poți face pentru a obține ceea ce îți dorești. Dumneavoastră ați fost pacient, așa cum am spus și mai devreme. Spuneți-mi povestea dumneavoastră, vă rog, de când ați aflat diagnosticul până când v-ați vindecat și până în ziua de astăzi. Ne-ar trebui o emisiune întreagă pentru ca o să vorbim. Avem la dispoziție, iată. Vorbim. Așa. Deci la mine a fost foarte complicat pentru că acum 20 de ani, 23 de ani, medicina nu era medicina din zilele de astăzi. Condițiile nu erau aceleași. Acum 23 de ani, secția de hematologie avea o singură baie pentru absolut toți pacienții. Nu exista perfuzor, nu exista cateter. În momentul în care am ajuns într-o clinică mai așa și am văzut perfuzorul cu rotițe, mi s-a părut că l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Deci mi se părea o invenție extraordinară. Acum că pacienții l-au absolut toți, beneficiază de așa ceva, mi se pare o chestie mi se pare o chestie normală. Dar mie mi se părea ceva extraordinar, pentru că eu stăteam 3 ore așa până se termina perfuzia și nu mișcam, pentru că nu erau branule, nu era cateter, nu erau nici măcar fluturași, erau acu și seringa și perfuzia. Deci am trecut prin momente extrem, extrem de dificile, n-am avut un coach să mă ajute, deci pentru mine procesul pe care, exemplu dinainte, l-a parcurs în 2 luni, eu l-am parcurs în 2 ani. Este o mare diferență. Am ajuns să fac 2 recăderi pentru că nu reușeam să-mi învăț lecția, am trecut de la ateu la credincios, iarăși la ateu, deci era așa o călătorie între durere, credință, m-aș fi agățat de absolut orice. Și până la urmă a fost important să ajung în Germania, după ce Statele Unite m-au refuzat, în Spania m-au refuzat, în Germania am fost acceptată și acolo mi-au spus că sunt în fază terminală și că mă voi muri în maxim 1 săptămână. Și că este mult prea scump de transportat cadavrul, deci ar fi indicat să mă grăbesc. Și după aceea tatăl meu n-a acceptat. În general, pacienții cam acceptă ce le spune medicul, mai ales în astfel de situații. Nu prea au puterea să caute soluții când un medic îți spune că ești în fază terminală și că nu mai este nimic de făcut. Nu. Și aici intervine un rol important al familiei. Deci tatăl meu a refuzat să creadă și prin urmare am ajuns în Italia, unde un medic a spus că el va încerca să facă ceva pentru mine. Prin urmare, până să ajung în Italia, singura mea dorință era să fac pace și atunci am învățat să spun iartă-mă, atunci am învățat să spun te iubesc, atunci am învățat să exprim anumite sentimente care erau în sufletul meu, însă nu învățasem să le exprim. Și am ajuns în Italia unde o echipă de medici extraordinari și asistente, tot personalul a fost extraordinar, au făcut tot posibilul ca eu să mă simt bine și să reușesc să am o speranță. Medicul mi-a spus clar, teoretic nu prea sunt șanse, dar hai să încercăm. Și cam asta este, pe scurt, povestea mea. Dar cum v-ați dat seama că este important să faceți pace cu interiorul dumneavoastră? Pentru că nu mai aveam alte soluții. Ajunsesem la momentul în care un medic din străinătate mi-a spus că voi muri și că mai am câteva zile.
Și atunci mă gândeam ce fac în acele zile, ce voi face până voi muri, care e planul meu de bătaie. Ok, mor în 2, 3, 4, 5, maxim 7 zile. Ce voi face în aceste zile? Și atunci m-am gândit, ok, care? Și am simțit, efectiv, era cumva, senzația era aproape fizică. Trebuie să mor în păcată, să mor cu niște sentimente pozitive, să spun celor pe care iubesc să știe, să-i fac cumva să știe că de fapt eu îi apreciez și că iubesc și că sunt importanți, care, chiar dacă poate nu le-am spus niciodată. Ce au spus medicii atunci când au văzut această vindecare miraculoasă? Medicul, când am ieșit de la transplant, am ieșit după multe peripeții, dar când am ieșit, mi-a dat cruciulița și a zis, dacă tu crezi că eu te-am salvat, n-ai înțeles nimic. Tu ești un miracol. A fost impresionant. În general, pacienții au ideea că pacienții dau șpagă medicilor. Eu, sincer, n-am dat niciodată șpagă niciunui medic, nici din România, nici din străinătate. Cel mult duceam o floare sau o cutie de bomboane și îmi făcea extrem de mare plăcere pentru că descopeream că le face atât de mare plăcere faptul că simt că le sunt recunoscătoare și că apreciez ceea ce fac. Cred că asta este mult mai importantă decât orice sumă de bani pentru oamenii, pentru medici adevărați care își fac meseria din dragoste pentru meseria lor. Și în momentul în care cultivi aceste sentimente, sentimentele de recunoștință, de iubire, de respect, de apreciere, se declanșează un mecanism și la un moment dat, chiar în ciuda durerilor, ești fericit. Deci eu am fost extrem, când am ieșit din comă, am fost extrem de fericită. Eram fericită. Eram paralizată, dar eram fericită. De ce? Pentru că simțeam că sunt importantă, pentru că simțeam că sunt iubită, simțeam că pentru părinții mei ar fi o traumă mult mai mare ca eu să mor decât să trebuiască să plătească, să trebuiască să aibă nu știu ce probleme, mai ales că eram paralizată, puteam să rămân în scaunul cu rotile. Da? Vreau să-mi povestiți puțin despre viața dumneavoastră de dinainte de boală și viața dumneavoastră de după boală. Cum erați înainte? Cum vă regăsiți acum? Înainte eram un om normal, o tânără care făcea o facultate pentru că după aia trebuia să aibă o meserie care să-i aducă cât mai mulți bani. Deci am făcut ASEU, mă rog, ASEU, relații comerciale. Și După această experiență, care pentru mine a fost extraordinară, a fost foarte dureroasă, dar acum, după 20 de ani, o privesc cu extrem de multă recunoștință și cu extrem de multă emoție, pentru că acolo am cunoscut ce este acela voluntariatul, cât de important este să faci gesturi fără să pretinzi. Să obții ceva în schimb este extraordinar. Satisfacția pe care o ai în momentul în care ai vezi că ceea ce ai făcut, ceea ce ai însămânțat a dat roade, nu știu dacă există ceva pe planeta asta care poate să-ți dea aceeași satisfacție. Nu cred, sincer. Am avut un pacient în 2007 și l-am ajutat cu tot ce am putut și astăzi are două fetițe gemene, are două joburi, are o familie fericită, toată lumea este fericită. Deci, ce satisfacție mai mare aș putea avea? Indiferent ce, dacă aș fi primit o sumă de bani, banii vin și pleacă, dar acest lucru minunat nu mi-l poate lua nimeni și nimic. În momentul în care văd această familie minunată, că se înțeleg, că sunt fericiți, că au copii, cresc copiii, sunt sănătoși,
o viață absolut normală. Sunt e și de eu la... neprețuit. Da, exact. Deci sunt extrem, extrem de fericită. Este cel mai minunat lucru pe care pot să-l fac. Nu știu, poate că există meserii care aduc aceeași satisfacție, însă mi se pare realizarea supremă, mi se pare cadoul suprem pe care un om îl poate avea în momentul în care vezi că un om care putea să moară, un tânăr, atunci nu știu câți avea, 20 și ceva de ani, sau am avut iarăși pacienți care erau la liceu. Era un pacient care era undeva, deci nu-l interesa școala absolut deloc, dar deloc nu-l interesa. Și a ajuns, a făcut tratamentul, s-a vindecat, după aia a luat bacul cu aproape 10, a mers la facultate și a terminat facultatea, a făcut masterat, deci a fost boostat. Și altul l-a dat la medicină, este medic astăzi, deci sunt niște miracole, sunt niște situații absolut incredibile. Cu siguranță. Vreau să-mi povestiți care sunt acele lucruri mici din perioada în care ați fost bolnavă, care v-au marcat și în care probabil se regăsesc și cei care sunt sau au fost în situația dumneavoastră. În ce sens? Nu știu, atmosfera spitalului, gândurile dumneavoastră, cum era? Eu cred că au fost, la mine personal, au fost, și în România am găsit asistente cu care m-am împrietenit. Deci oameni buni există în România, suflete extraordinare există în România, medici minunați există în România, acum există și condiții. Singurele motive pentru care aș spune că ar fi necesar să se plece ar fi cazurile în care se ajunge la o fază terminală, cum a fost la mine. Sau cazurile în care este necesar un tratament care nu există în țară. Sau, nu știu, dacă nu există suficiente locuri și nu poate fi internat pacientul în termen optim. Deci, există unele situații în care un pacient trebuie să plece, dar în momentul în care pleci în străinătate, nu trebuie să te gândești că în străinătate este neapărat mai bine. Și nu oriunde. Deci, dacă tot pleci în străinătate și faci un efort extraordinar, atunci măcar mergi la cei mai buni, la medicii de expertiză. Un medic de expertiză este cel care s-a specializat exact pe tipul tău de patologie. Am avut pacienți care, am avut pe cineva care a fost în Turcia și a făcut 8 luni de chimioterapie, a făcut transplant și de fapt n-avea limfom. Deci n-avea patologia pentru care a fost tratată. A plătit 160.000 de euro și de fapt ea a fost tratată greșit. Apoi a venit în România și în România a fost operată de timom, de boala pe care o avea la bază. Deci greșeli se pot face și în străinătate. Cum priviți acum că sunteți sănătoasă, cum priviți această experiență? Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Ce a însemnat boala pentru dumneavoastră? Pentru mine boala a fost cumva trambulina către o viață mai înțeleaptă. O existență în care descoperi alte valori și descoperi un alt mod de a-ți trăi viața. Ai alte priorități, poate că nu mai ești neapărat cel mai bun, persoana cea mai adaptată social, pentru că îți pierzi oarecum interesul pentru nu știu ce mașină de lux sau pentru nu știu ce lucruri materiale, însă înveți să apreciezi un zâmbet, înveți să apreciezi un te iubesc spus din tot sufletul, de la un copil sau de la... Da, deci când vorbesc de te iubesc, nu e neapărat o chestie cu conotație sexuală, este o chestie
care vine din suflet, este un sentiment extrem de înălțător pe care poți să îl ai față de un animal, față de un copil, față de orice persoană. Da? Deci descoperi adevăratul înțeles al acestui cuvânt, al acestui termen. Înveți să fii recunoscător. Recunoștința nu e neapărat importantă pentru persoana căreia ești recunoscătoare. Ba din contră, mi s-a întâmplat ca eu să-mi manifest poate prea tare recunoștința față de o persoană și după vreo 10 ani acea persoană mi-a spus, știi, de fapt tu m-ai pus pe un piedestal atât de înalt încât mă simțeam singură. Și nu mi se părea că merită această recunoștință. Sentimentul, în schimb, sentimentul pe care eu îl aveam, recunoștința și eram convinsă și sunt convinsă că datorită acestei persoane am reușit, a fost unul dintre factorii importanți care m-au ajutat în procesul de vindecare. Acest sentiment, de fapt, este al meu, a fost al meu. Eu l-am găzduit în interiorul meu și pe mine m-a ajutat să devin ceea ce sunt astăzi. Care sunt cauzele care credeți că v-au adus pe dumneavoastră în situația de a vă îmbolnăvi? Cauzele sunt multiple. Una dintre cauze ar fi Cernobâlul, pentru că eu eram în Transilvania în 86, când norul radioactiv era exact în zona Transilvaniei. În 1 mai a fost, 1 mai 86, și mi-aduc aminte perfect faptul că a plouat și că eu eram afară și mă jucam. Și am stat în ploaie și nu vroiam să intru în casă ca orice copil. Deci asta ar fi un factor. Al doilea factor ar fi faptul că eram extrem, extrem de încăpățânată. Extrem de orgolioasă. Mă consideram cumva, consideram că știu eu care e adevărul, știu eu care este adevărat. Eu le știam pe toate, cam pe toate. Adică totul era în funcție de punctele mele de referință. Nu acceptam faptul că poate, chiar dacă ne avem păreri diferite, am și eu dreptate, ai și tu dreptate. Întotdeauna încercam să îl conving pe celălalt că eu am dreptate. Ceea ce este aberant, pentru că dacă ne uităm la, nu știu, la un ecran sau la o lampă, fiecare poate să vadă cu totul și cu totul altceva. Depinde din ce unghi vezi același lucru. Am înțeles. Care credeți că este lecția pe care dumneavoastră a trebuit să o învățați? Să accept faptul că fiecare are dreptate. Să accept faptul că suntem diferiți și că nu putem să-i judecăm, nu avem de ce să-i judecăm pe cei din jur. Fiecare are dreptul lui de a face erori sau de a face lucruri extraordinare. Iar eu aș face mai bine să mă concentrez pe ceea ce am eu de făcut decât să mă concentrez pe cum aș putea să-l schimb pe cel de lângă mine. Deci asta a fost lecția pe care dumneavoastră credeți că a trebuit să o învățați. Da, 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 absolut. Aș vrea acum pe final de emisiune să le transmiteți gândurile dumneavoastră, un fel de sfatul medicului, celor în această situație, celor care trec sau au trecut prin ce ați trecut dumneavoastră. Sfatul meu ar fi să aibă răbdare. Răbdare, deci pacient, în italiană, pacientul e paciente și pacientul învață paciența, adică răbdarea. Este lecția cea mai importantă pe care vrei, nu vrei, o înveți, că nu ai de ales. Prin urmare, învață să fii mai bun cu tine și cu cei din jur, învață să fii mult mai permisiv și mai tolerant și să te bucuri de fiecare lucru care te înconjoară, de un răsărit de soare, de un apus de soare, de o floare, de un animal, de orice, de o vorbă bună, de un zâmbet, de o privire, absolut orice. Fii mai bun, învață să te ameliorezi și concentrează-te pe tine, pentru că doar pe tine te poți schimba, nu-i poți schimba pe cei din jur. Ce să facă ei începând chiar de acum? Să caute soluții. Să se concentreze pe găsirea soluțiilor, nu pe probleme.
Și dacă nu pot să caute soluții, să își ocupe timpul cu ceva pozitiv. Pot să deseneze, pot să asculte muzică, pot să citească, pot să se uite la filme motivaționale, orice care nu include agresivitate sau cauze care au dus la situația actuală. Deci răbdare, calmitate, atitudine pozitivă față de propria persoană și față de cei din jur. Dezvoltarea sentimentului de iubire și de recunoștință sunt foarte importante și sunt înălțătoare. Ești cu adevărat fericit în momentul în care simți aceste, ai aceste sentimente, ți le cultivi și ți le dezvolți. Credeți că mai este ceva important de punctat? Cred că probabil am uitat? Nu-mi vine acum în minte. Am înțeles. Deci omul trebuie să știe că puterea se află în el. Exact. Mulțumesc Absolut. Mult de tot, doamna Monica Bunaciu. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție și vă aștept mâine la aceeași oră. Zi bună vă doresc!